Bilețelul pe care Andrada vrea să-l trimită în casa băieților este pentru Liviu. Discutau fetele și au spus lucrul acesta. Zicea Andrada că se plictisește după ce au terminat să joace acel joc în care au imitat diverse situații și fetele îi spuneau să facă cerere să se deschidă ușile, să vină băieții ca să nu se mai plictisească. Andrada spunea că ea de patru ore încearcă să trimită un bilețel în casa băieților și nu îi se permite, dar să mai facă cerere pentru deschiderea ușilor. Laura i-a zis Andradei că nu are voie să trimită acel bilețel pentru că cei din staff i-au explicat că trebuie să vorbească față în față cu băiatul respectiv și mai spunea Laura că le-a zis să nu mai facă telefonul fără fir și că au voie să trimită o ciocolată, ceva dulce, lucruri de genul acesta, dar nimic mai mult. Antonia spunea că Andrada vrea să trimită bilețelul în casa băieților ca să nu mai stea de vorbă mâine cu băiatul respectiv. Iar Andrada a spus că nu este așa, ea oricum din prima mâine când îl vede o să-i spună. Antonia râdea și spunea că Andrada îl va aștepta pe Liviu la ușă și o să-i spună nu simt nimic pentru tine, ești un băiat bun, dar nu vreau să te rănesc.